Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore, din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru sufletul tău. Hai să vedem așadar ce trebuie tu să cunoști. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile. Ok, a început citirea. Simt aici că ai un mesaj foarte important. Regele de spade, 6 de cupe, 7 de bâte. Ok. O legătură aici cu zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător. Îți faci niște planuri, îți faci niște strategii care, este adevărat, au un rol foarte important pentru tine în acest moment, însă discutăm despre o perioadă în care poate ai legătură cu o situație, da, din trecutul tău care revine. Da? Sau poate să fie vorba despre niște planuri foarte vechi pe care tu le ai și uite, poate acum în sfârșit se realizează. Însă ce văd eu aici este foarte multă răceală, foarte multă claritate în același timp. Da? Și ce mai văd este o determinare foarte mare, adică o persoană foarte hotărâtă sau în general lucrurile încep să fie foarte hotărâte, foarte sigure. Hai să vedem, personal vorbind, regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, sau poți avea legătură cu o persoană care trece printr-o suferință, poate să fie cineva care este matur din punct de vedere emoțional. Mai văd o legătură cu o persoană care consumă multe lichide sau cineva care, știu, pe de o parte este foarte emoțional, pe de altă parte este foarte rațional aici. Da? Poate să fie și un prieten sau o persoană foarte apropiată de inima ta. În continuare avem valetul de cupe, foarte frumos. Deci aici poți să cunoști o nouă persoană, da? Sau cine știe, este o persoană mai tânără sau o persoană sinceră, blândă, iubitoare, cu suflet de copil. Este o persoană care îți poate da o veste bună. Da? Valetul de cupe poate să vină și cu o invitație pe care cineva ți-o adresează. Hai să vedem. Regele de cupe. Ce vrea să zică? Regele de cupe. Șapte de spade. Ei, aici fie este vorba despre o persoană care este foarte ușor influențabilă, fie este vorba despre niște minciuni care au fost puse. Șapte de spade e cu minciunile, e cu trădările. Dar tot simt eu energia cuiva care suferă sau care are niște probleme. Patru de bâte, da? Și e ceva, poate ce s-a întâmplat pe la amiază sau la o zi sfântă, la o zi mare. Cineva care trece aici, văd eu, printr-o perioadă dificilă, printr-o perioadă ciudată. Hai să vedem valetul de cupe. Doi de cupe, deci cineva îți propune aici să vă întâlniți. Sau poate primești un apel telefonic, un mesaj de la o persoană dragăție, de la un prieten sau de la un copil. Da, niște vești bune. Judecat, aici, uite, cineva vrea să te revadă în viitorul foarte, foarte apropiat. Avem un doi de cupe și a ieșit din nou regele de cupe. Deci aici este clar că posibil să te revezi cu acest rege de cupe sau e posibil să discuți despre această situație puțin dureroasă împreună cu cineva. Ți-am zis, poate ai un prieten, poate este cineva în jurul tău care are o problemă pe suflet și acum poate vine spre tine să-ți povestească. Sau dacă tu ai avut o problemă cu cineva, acum te vezi cu un prieten, cu cineva din familie și aveți niște discuții. Hai să vedem noi despre ce este vorba. Hopa, ce e cu întâlnirea asta? Eu văd foarte multe emoții, deci e o întâlnire cu dragoste sau este o întâlnire în care se discută lucruri de suflet. Posibil regele ăsta de cupe să-ți povestească despre un obstacol pe care îl are. Despre un obstacol. Avem multă calitate, multă valoare. Ce?
Iar regele ăsta de gheață, da, și o conexiune de suflete pereche. E ca și cum, nu știu, cineva aici deodată devine sensibil, devine blând. Da, poate să spună cineva care are parte, știu eu, de un obstacol, de o piedică, într-o relație, într-o colaborare. Să vedem, 8 de cupe. Deci, tu aici te afli într-o perioadă în care lași în urmă o situație ciudată. Poate amâni anumite lucruri pe care le-ai de făcut sau, în sfârșit, lași deoparte o perioadă în care lucrurile nu au funcționat foarte bine, fie din punct de vedere financiar, fie profesional. Ce urmează este turnul. Ok, o veste total neașteptată, poate să fie o decizie importantă care se ia la muncă sau poate să fie o veste surprinzătoare legată de zona aceasta financiară. Da? Hai să vedem, 8 de cupe. Ca și cum spui, bun, am renunțat la ceva, mi-am luat gândul. Nebunul, da. Deci aici e ca și cum spui, las în spate o perioadă de nebunie totală, las în spate o perioadă dură, da? Poate să fie vorba și despre faptul că viața privată poate ți-a afectat puțin partea profesională. Poate a fost un flirt la muncă, nu știu. Ia să vedem. Încotro te îndrepți, 10 de bâte. Deci este o perioadă în care e ca și cum spui, gata, las suferința deoparte, las anumite lucruri deoparte și mă îndrept spre a-mi asuma anumite responsabilități. Poate te îndrepți către o perioadă puțin mai aglomerată, dar asta nu e ceva neapărat negativ. Hai să vedem turnul, da? Pentru că turnul nu vine neapărat cu ceva negativ, ci vine cu o eliberare de multe ori. Hai să vedem turnul. Cavalerul de monede. Deci aici tu vei rămâne surprins sau surprinsă de o veste pe care o primești din punct de vedere financiar, poate o propunere sau un drum neașteptat care apare. Dar uite, fiind judecata, 8 de monede, asul de bâte, eu cred că este o veste foarte pozitivă pentru tine. E ca o deblocare pe care ai așteptat-o de mult timp și pe care poate chiar ai dat-o la spate recent. Adică a dat la spate înseamnă că ai zis, gata, nu mă mai gândesc la proiectul ăla, la situația respectivă. Și chiar atunci când te detașezi, chiar atunci universul vine și ți-aduce. Hai să vedem despre ce mai spune turnul ăsta. Eu simt că parcă ar veni cu lucruri faine. Regina de cupe, asul de monede. Deci aici este o veste foarte bună, poate de la o șefă, de la o femeie. Poate este vorba despre o nouă colegă, da, care apare. Văd o legătură cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești. Însă eu simt că tu aici primești o dovadă fizică, palpabilă, cum că ești pe drumul tău. Poate primești o veste pozitivă privind zona medicală, da? Sau o persoană nouă care ar vrea să-ți intre în cale. Ia să vedem noi despre ce este vorba. Turnul aici vorbește despre destin, o șansă și un triunghi. Aici, uite, poate o să rămâi surprins că va fi nevoie să alegi între două oferte. Da? Între două oferte, două situații diferite. Sau pot veni vești bune din două părți. Din două părți. Da, e ceva care se vindecă, e ceva care, nu știu, te liniștește. Turnul cu turnul. Da, deci luna. Uite, poate e o surpriză legată de o femeie sau legată de o problemă de sănătate a cuiva. Da? O surpriză care apare la o vreme de seară. Surpriza. Trei de monede, magicianul. Ei, surpriza este că tu aici, nu știu, vei învăța ceva sau surpriza ține de un examen. Surpriza poate să țină și de un grup format din trei persoane, cum ar fi trei prieteni, trei persoane din familie, poate pentru unii este vorba despre niște colegi de la locul de muncă. Surpriza vine pe un proiect sau pe ceva ce se lucrează. Hai să vedem, trei de monede.
Trei de monede, trei de cupe, asul de cupe. Deci surpriza este aici că tu vei primi o veste bună în legătură cu ceva la care ai lucrat. Poate să fie o veste bună de pace, de liniște. Unii puteți să primiți o invitație de la cineva, nu știu, să ieșiți în oraș sau poate vă vine cineva în vizită. E o primă bucurie, o primă victorie, deci celebrezi ceva aici. Doar că văd și un împărat, da? Un împărat, adică e o persoană cu autoritate, este o persoană rigidă care are niște probleme cam mari. Magicianul. Cinci de spade, opt de monede. Deci, aici, surpriza e că cineva, nu știu, fie își urmărește propriul interes, fie cineva cam face o nedreptate. Ai ca și cum cineva zice, gata, merg să lucrez pe cont propriu sau merg să fac ceva pe cont propriu. Hai să mai vedem o carte. Zece de spade, deci surpriza e o durere a cuiva. Hai să vedem și oracolul ăsta ce spune, ce e cu surpriza. Parcă se închide o perioadă de trădare, nu știu, de durere, poate să fie. Surpriza ține, uite, de o casă, o proprietate, o instituție, da? Și un bărbat, e un bărbat și că sincer, sau e un bărbat modest, e un bărbat, uite, cu părul deschis la culoare, ochii deschiși la culoare. Deci surpriza e că cineva are niște probleme aici, din punct de vedere personal. Sau probleme la muncă, da? Poate e un prieten care vine și îți dă o veste și te surprinde total. Mai vreau o carte. Ok. Avem un bărbat matur, da, este un bărbat poate înțelept și o nouă persoană sau o nouă iubire. Ei, surpriza aici, nu știu, poate mai apare cineva în viața ta. Da? Mai apare cineva în viața ta. Poate e vorba de două persoane, o persoană mai în vârstă, o persoană mai tânără, da? Parcă e un grup aici de oameni. E o situație din trecut care se repetă, deci poate deja ai mai trecut prin chestia asta. Da? Poate să fie și o veche iubire care revine în viața ta. Pentru că atunci s-ar lega foarte mult lucrurile aici și de asta zic. Să rămâi surprins de o alegere, de o iubire, de o întâlnire. Hai să vedem puțin și tarotul meu ce spune cu surpriza, că e interesant. Surpriza e ceva legat de trei persoane și persoană care minte, le învârte, nu știu, vrea să-și urmărească interesul, profită de o situație în care se află. Surpriza este un conflict, o veste despre un final și o surpriză. Deci, nu știu, e ca și cum cineva te sună și îți spune, uite, m-am certat cu prietenul respectiv, nu mai vorbesc. Sau cineva te sună și îți spune, uite, m-am despărțit de partener. Poate o prietenă te sună sau un prieten. Că apare o veste de final, dar e și o persoană vicleană, uite, o nedreptate. Deci e cineva care totuși a mințit, a trișat, a trădat. Adică nu-i degeaba ce se întâmplă aici. Dar am întrebat cum e pentru tine toată povestea asta și mie mi-a ieșit noutăți plăcute, o bucurie mare și o casă străină. Deci pentru tine sunt bune veștile astea. Parcă afli că cineva e pedepsit. Parcă se face dreptate. Hai să vedem ce zice și oracolul meu. Avem un bărbat cu responsabilitate aici. Un șef sau poate o persoană care este într-o relație, da? Și ți este prieten bun. O supărare, o femeie, oportunități,
sau casă sau cineva care iese, cineva care vine poate și o luptă aici. Ce faceți aici? Deci, aici se ia o hotărâre importantă, undeva în casă, în familie, la muncă, într-o instituție, cineva se mută, cineva pleacă. Deci pot fi și astfel de lucruri. Și e soluția, da, pe care tu o aștepți. Doar că din nou mi-apare persoana asta puțin vicleană. Din nou. Vreau să mai luăm niște cărți pentru turnul de aici, din plan profesional, că am zis eu că ceva e. Și să vedem ce-i. O veste bună și lacrimi. Aulă. Cu bani mulți. Da? Este o veste bună în legătură cu o situație în privința căreia tu te-ai înlăcrimat, da? Te-ai supărat. Sau este o veste bună care îți va crea foarte mari emoții, dar care vine și cu o sumă mare de bani. Sau care vine cu un noroc mare, cu faptul că te vorbește cineva de bine. O bucurie de departe și o ceartă, o discuție, turnul ăsta. Deci, poate niște vești pe care le primești de la un coleg, de la cineva. Sunt vești care țin și de ceartă, sunt vești care țin și de bucurie și de o deblocare. Turnul poate să însemne și un moment de conflict acolo. Da? Dar uite, oricum dau, e cu noroc pentru tine, e un noroc mare, o eliberare. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag. Mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și îți reamintesc cu drag și de aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te îmbrățișez cu drag, o zi sau o seară cât mai frumoasă îți doresc.